Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat în weekend că liderii partidului au solicitat premierului Viorica Dăncilă să emită ordonanță de urgență cu privire la anularea protocoalelor încheiate de SRI cu instituțiile din justiție. Liviu Dragnea a afirmat că cererea a venit de la conducerea partidului care s-a reunit în weekend la Neptun. Liderul PSD a spus că există deja un proiect de lege depus în Parlament și că membrii guvernului se pot inspira de acolo. Dragnea a mai susținut că există în continuare foarte multă nemulțumire generată de aceste protocoale. Șeful PSD a evitat să dea detalii despre conținutul acestei ordonanțe de urgență a guvernului, dar a de declarat că a venit timpul ca protocoalele să fie anulate, probele din dosare anulate și efectele lor anulate. Liderul ALDE, Călim Popescu Tăricianu, a anunțat astăzi că susține propunerea lui Liviu Dragnea privind adoptarea unei ordonanțe de urgență de anulare a protocoalelor.